Bun, deci, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft Single Player, Survival Single Player, cum vreți să-i spun. Data trecută sau acum două parcă ziceam că o să caut eu odată vaci și pentru piele și pentru asta. Ei bine, asta o să facem în acest episod, o să căutăm vacă. Dar stați, am uitat ceva. Cum bă să nu bag muzicuța aia, stați un pic. Hai, play. Hai că merge mai bine acum. Bag și o melodie de-asta faină, hai că vine noaptea. Da și ceva, nu mi-e frică de mobs astea, că am armura tot ce-mi trebuie. Sper să se audă bine pe filmare. Bazooka și ai la. Da, nu știu de ce mi-a venit mie să pun melodia asta, dar na, caut vaci. Melodia asta de ardielan, mai țăran așa. Cam asta e. Ia mai bine să mănânc morcovi. Bă, dar nu puteam să-i fac și niște friptură ceva, că am și găinile acolo să le tai. Coordonatele. Că cam așa, că nu știu coordonatele. Stați un pic să văd ce coordonate am pe acolo. Și nu stau să-mi notez sau țin minte, mă uit pe filmare când e să termin. Ok. A, nilai mă o găină, treci cu aci. Ok. A, că a ajunge aici. Deci 200, minus 255 și 298. Oricum o să mă uit pe filmare care sunt coordonate, dar nu l-aveam filmate. Sau puteam să-i făcut un screenshot, n-ai să încep filmare, dar am uitat. Mă rog. Ia stați un pic. Bine că aveam crafting-ul ăsta aici. De ce dracu am o scară? Nu știu. Mai băgăm de ăsta. Ok, cum era barca? Așa? Perfect. Hai, bagă viteza așa părul înainte. Nu te... Și acum te trezești că e fundătură pe aici. Ok, hai pe aici. Mergem cât de departe posibil în căutare de vaci. Ok, ăsta a fost drumul. Ce dracu m-a dat așa în spate, nu știu. Hai de capul meu, dar întuneric mai e. În sfârșit vacă, uite aici. Ai mă, am găsit o vacă. Călărim pe o sticlă, îmi afum plămânul că mi-e frică că se strică. Am un plan de autodiugere în care lumea se implică. Am o pulă grea și o turfă mică ce o ridică. Da, tăche-s bun, e drumul-i drept, curbele le facem noi. Roți, cromate și picturi pe mașina de gunoi. Îmi țin porcul în cadă și... Amă, nu mai e niciuna pe aici. Capul am pierdut și am rămas doar un strigoi. După aia, gen, hai să mă dau mai într-o parte. Cred că mai bine făceam... ziua. Așa se facă ziua în loc să mă duc la luptă, nu de altă, dar e cam întuneric. Las că poate găsesc coi, fac un pat că lemn n-am, crafting table îmi fac. Hai, dați-mi coace pe engine, că am nevoie de ață. Auză încă una. Oricum să am nevoie de destul de multe vaci. Care a dat? Tu zgătu, măti. Trebuia să o fi luat înspre partea cealaltă, să caut câini. Stai mă că parcă mai era una pe aici. Ui, toacile. Uite și o oaie. Hai toți să fac rost de lână, să fac un pat. Nu mai duc prin cap totuși. Tu-s morții, mătii de zumbalu. Hai, urcă. A început să plouă, bine, plouă și la mine acum. Afra, dar stai altă parte. Mori, fofirea, drept. Poate vaci și aici. Trebuie să fi luat un flintestil, să le dau foc. Chiar și-am dădeau carnea direct prăjită. Ai încă oaie să mai găsesc totuși. Sau, a, pot să fac de-asta lâna din ață. Ok. Deci vine așa. O bucată de lână. Și un pătuț. Așa, bun. Sper să se vadă bine pe filmare,
pe întunericul ăsta. Dar măcar bara de ITM aia sigur se vede. Ok, mi-am stricat și bed spawn-ul, măcar s-a oprit ploaia. Hai că e bine. Deci zombie aici ard acolo. Mai fac și-o puțin level pe și mă întorc înspre casă până la urmă. Ok, ăsta n-a bubuit. Acum bubuie, ce ziceam? De fapt stai că și pe aici zonă cu brazi, dar nu știu dacă or fi lupi prin zonă. Dă săgeata aia încoace. Și e fain cum... Stai. Să mor tu că așa s-au spawn... Hai de mau, s-au spawnat ale. Aia treci, mai omor și oile astea și o iau înspre casă. Am fugit printre cape că eram foarte beat. Și când am ajuns la drum dire pe mine m-am plecat. Mi-am văzut prietenii acolo în vârf pe căruță. Eu cu ochii înspăimântați mă țineam frumos de puță. Bă, dar prepanelă melodia asta. Da, sună și bine, are și mesaj bun de ăsta de Ardielean. Ok, hai că ajunge cât am. Pe că parcă am văzut un os pe acolo. Hai că l-am luat bun. Câte oase am? 7. Să caut și lupi. Hai că pele de vacă am găsit. Unde e? Uite aici, 8 bucăți. Hârtie în fapt din 300 că e acolo în fața casei. Așa că să... Zici să mă duc înspre casă și să caut lupi, că tot n-am. Sau mai stau să fac camera aia de spawn, nici nu știu. Hai că mă apuc să fac ăla. De altă intră într-o peșteră. În ce urlă ăla acolo? Ia, tu ești niște vaci acolo. Mă, câte vaci sunt aici. Să omor vacile astea și am plecat. Mai fac și niște cărniță cu ocazia asta. Să nu mor de foame. Ok, încă unul aici. Să mor tu, porci. Perfect, gata, ne-am găsit și mâncare. Ok, mi-a framat o secundă. Atu porcul ăsta negru ce-i. De la textura am porci negri, porci pix, pătați. Gen vacile în două culori, flori, ca să zic așa sau nu știu. Bun, trebuie să fie la ștrandafire. Îi pune pe lângă casă pe acolo, uite-mi cu o vacă. Două vaci. Hai, mănâncă mărcovii să o luăm la picior. Mi sper că încă mai e pe acolo. Sper să nu se fi despawnat barca aia, dar nu se despawnează, două drecu. Ia mă, mai aici? Nu aici era. Aia că calmaș. Hai să trec atunci dealul ăsta. Bun. Da, urcă. Solo la picior. Acum nu știu în ce parte o fi casa. Merg și eu așa, dacă iei să mă pierd. Caut eu. Mă uit eu pe filmare ce coordonate aveam acolo și am ajuns. Da, nu e bine că pe aici undeva e prin spate pe la pepenie. Și mai bine un... O torcioan ce e acolo. Nici nu știam că e oceanul în partea asta. A, uite acolo ferma de pepeni. Mă, octomoi, ucionul e aici. Fain, puteam să fac asta mai încolo, pe plajă. E, asta e. Am și aici, zona asta acolo. Hai, mănâncă, bun. Deci, să fac acum cărțile. Să tai aici trestea asta. Hai, tai-te în rasa ta. Cât am? 18. Sper să-mi ajungă. Dar asta e că se face mai multă. Într-o bucată fac vreo 3 de hârtie. Nu așa era? Așa? Așa era. Poc. 18. Bun. Și cum era așa? Hai să mai fac câteva. Pentru masa de fapt, mai multe să fac. O să-mi trebuiască pentru... Rafturile de cărți, că nu mai stau eu acum să caut din nou vaci.
Ok, cred că astea sunt de luat, câte am? 37, oho, câte am? Am sindromul Parkinson, că tot timpul dau din cap și tratamentul adecvat este sigla de goniac. Gata, am destule de astea. Șapă, uite, tocmai de-aia am picat cu fața în cap. Am fugit printre capre, că eram foarte beat. Și când am ajuns... Ia dăm cu aceasta și asta, hai să facem masa de înșang. Cum era așa? Carte în vârf și două diamante în părți, nu? Da. Tot acolo jos trebuie să o fac. Să bag obsidianul ăsta la loc și diamantele. Rafturile de cărți. Hai să fac lemn din toate astea. Cinci de astea am puține băgameși. Mi-a fugit nevasta cu femeia de servici, lungată ca o zebră după o noapte de bici. Ești așa de praf că nici cuvântul nu te ridici. Dar stai mă în pula mea, cum dracu am ajuns. Mai pun un chest aici. Mă tac în fundul curții și mă șterg cu limba ta. Mă tața pe groapa în timp ce mă să-mi face lava. Peisajul e complet de mai apare. Hai să-mi fac și niște și doamne ce urlă acolo. Bun, mai bag și aici niște piatră, paginile astea. Bun, ce să mai fac acum? Hai să căutăm câini. În episodul următor stau să-mi fac de asta, cum se zice, camera pentru înșant. Că mai am de făcut și altă încăpere pentru ferme. Hai să se facă niște carne. Facă carne, da. Perfect. Ok, bagă morcovul ăsta și nu încur. Hai să facem și bucata asta de carne. În caz că nu se prăjește, mai băgăm și castronul ăsta. Bol, ce-o fi, ajunge. Bun, hai să căutăm acum câini. Pentru că da, poate ori fi câini prin partea asta, cine știe. Deși, nu știu, trebuia mult în zona de asta podurită, că lumea asta e mai mult așa de deal. Mai contează. Poate ori apărea și câine. Dacă n-apar, tai pe filmare și încheie episodul, nu știu. Derulez eu, tai la montaj dacă nu găsesc, dar poate găsi și eu vreunul. Coordonatele am pare de la începutul episodului, hai că e bine. O parte aia, uite și mai mulți brazi acolo. Poate se face zona de asta împădurită. Mamă, cât am mai pomul. Ah, zăpadă, awesome. Da, zona cu pădure. Hai că poate ori apărea și lupie. O, doi pom de aia groși acolo. Găini, dar nu văd lupi în zonă. Hai, sări în apă și poc, bun. Du-te. Urcă. Poate ori fi lup prin zona asta, cine știe. Sau vaci, mai iau niște piele toți pentru rafturile alea. Au și vaci și lupi acum partea asta. Trebuia să fi mers direct pe aici. Poate găseam vaci și lupi, dar mai contează. Ok, hai că deja filmez de vreo 16 minute. Îmi dau seama de câte ori s-a repetat melodia. De fapt, cred că de vreo 18. Hai. Hai că am mai găsit niște vaci cu ocazia asta. Până la urmă tot vaci. Caut să mai fac cărți din alea. Și în episodul următor fac aia zi camera de enchant. Piele câte mi-au dat? 3 bucăți, e bine. Vreau și mai multă. Gata, mă, uite aici pădure de brazi. Hai că trebuie să fie pe aici și lupii aia, câini ce-or fi de la petrolul. De la Dinamo, câinii roșii, lupii galbeni, știți voi. Ok, du-te. Avem alcool cu carul, Dumnezeu cu borotarul. Mie mi-o dat exemplu, darul să lovesc în cap coparul. Am sindromul Parkinson, că tot timpul dau din... Hai de capul meu, dar mare mai pădurea asta, e plină de copaci. Hai, nu mai să fac urmă, știu că era ceva gen, nu mai știu. Mă uitam eu la ceva, parcă îmi uitam la desene. Și erau nu pierd un pădure și... zise unul celor care căuta...
unde, mă, zi-mi ce vezi în jurul tău, văd mulți copaci sau ceva de genul, nu știu. Mi-a venit acum și în minte chestia asta. Bă, dau câine amărât, nu găsești, ia dă-mi cociu pe arca asta. Găini? Dar lupi? Nu, ori apărea noaptea, dar nu apare ăștia noaptea, apar și ziua. Dă-i încolo de lupi. Nevasta cu femeia de servici, lungată ca o zebră după o noapte de bici. Ești așa de praf că nici cuvântul nu te ridici. Dar stai mă pula mea, cum dracu am ajuns aici. Un schelet de-l rău că n-am nevoie de el, am oase, am oase la... Da, poate lăsa oasele acasă că-mi băgam eu toată mătărânga. Poate trebuia să o mor și... Doamne, ce urlă acolo. Trebuia să fie omorât oile alea, mai făceam o de asta, o. Așa, veniți după mine, firați ai dracu, n-o să vă prindeți viu. Hai, omoară oile, mai fac cu pat. Că vine după mine un paiangăn. Vine un zombie, dar nu văd de unde. Uite la cile. Zombie de ăsta e țăran. Ah, mai aveam lună la mine, nu trebuia să omor oile alea. Dar bine că am pus invers astea. Trei sus, trei sus, trei sus. Hai, culcă-te. N-am găsit fucking câini. Hai că o să caut până să termin melodia. Dacă nu găsesc, asta e. Avem măcar piele, facem camera aia de enchant. Ăștia se bat în trei. Hai, direct counter cu skills. Opa, a mai venit unul. Aici e războiul ăla din Siria. ISIS cu statul, cu celelalte tabere acolo, cu americanii, cu rușii, cu cine mai fi. Bun, ia dăm coace și oasele astea. Las că tot trebuie să apară niște câini pe aici, dă-i dracu de câini. Hai că până la urmă la vaci. Ne, n-am găsit nicio, niciun câine, măcar am găsit vacile alea. Hai să iau și găinile. Da, cam atât și pentru acest episod. Eu sper că v-a plăcut cum am găsit o grămadă de piele. Mai fac și niște cărți din ala pentru camera de enchant. Cam atât și pentru acest episod. Din nou, eu sper că v-a plăcut vechea poveste. Dați câte un cap în gură, butonul de sub videoclip și până data viitoare, ciao les!